Unde-i lege, nu-i tocmeală, iar noua PASERV a emis deja către Primăria Botoșan prima factură pentru apa meteorică. Pentru o singură lună, municipalitatea a plătit aproape 150.000 de lei. Bună parte din buget va merge spre aceste cheltuieli, deși din cei 400.000 de euro s-ar fi putut asfalta cel puțin câteva străzi. 36 de milioane încasăm, 34 de milioane dăm în salarii și o să vă spun că 1.800.000, deci rămân 2 milioane. Ca să vă dau cel mai elementar exemplu, 1.800.000 ne costă pe noi pe an doar apa meteorică. Apa meteorică se facturează conform unui regulament al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a județului Botoșani, regulament aprobat de Consiliul Județean. Cum se calculează facturile pentru apa meteorică? Se facturează în baza unor norme metodologice care înmulțesc cantitatea de apă multianuală furnizată de Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Moldova, cu suprafețele construite și neconstruite pe care le dețin utilizatorii acestor servicii și se mulțește cu această cantitate. În 2015 a plouat mai puțin. Cantitatea pe stația meteorologică Botoșani a fost de puțin peste 300 de litri pe metrul pătrat. În 2016 cantitatea s-a dublat. Concret, prețul apei meteorice este calculat nu doar pentru clădiri, ci și pentru terenuri, parcuri și străzi care aparțin municipalității. Creșterea per total nova apa SIARF, per tot avem un total făcut, ne-a interesat și pe noi sumele respective. 2015 față de 2016 este o creștere valorică la componenta apă meteorică de în jur de 250.000, 260.000 de lei lunar. Nici botoșanenii de la bloc nu scapă de plata apei meteorice, doar că această cheltuială a fost mascată în factură și figurează la cheltuieli privind canalizarea. Ploaia care va veni le va potopi pe toate, să încercăm să facem noi.